Seară la ora 21, în momentul închiderii procesului de votare la toate secțiile de campanie, susținătorii candidaților au așteptat cu sufletul la gură rezultatele exit poll-urilor. La sediul PSD Sălaj, atmosfera a fost una rezervată, liderii socialdemocraților alegând să aștepte primele date departe de ochii presei. Explicația ar fi că ori au avut semnale care le arătau că lucrurile nu sunt tocmai roz pentru candidatul lor, ori nu au vrut să repete istoria din 2009, când s-au bucurat înainte de vreme. Doar deputatul PSD Iuliu Nosa a fost prezent și la anunțarea exit poll-urilor s-a arătat surprins de procentele foarte apropiate ale celor doi candidați. Surprinzător de apropiate, dar important e că oamenii au ieșit la vot. Important este faptul că viitorul președinte va avea o legitimitate care îl va obliga, într-o măsură în care responsabilitățile președintelui trebuie să se apropie de ceea ce au decis astăzi românii. Suntem în sediul nostru de campanie la Zalău, așteptăm sosirea proceselor verbale din secțiile de vot și după aceea vom vedea ce se întâmplă și la nivel național. Credeți că Victor Ponta va câștiga după acest scor apropiat? Sunt convins că va câștiga, dar important e să așteptăm rezultatele finale. Susținătorii lui Ponta pe filiera Tăriceanu, cei care au sperat ca victoria lui Ponta să-l readucă premier pe Tăriceanu, făceau calcule aseară. După calculele pe care le-am făcut noi, vorbim de circa 250.000 de voturi diferență între cei doi, care nu pot fi recuperate prin niciun fel de manevră, de falsificare, de fraudare a alegerilor pe care contracandidații noștri le-ar putea pune în opera. Așadar, 250.000 de voturi, cu toate că procentajul este strâns, este totuși o victorie destul de clară. Să ne amintim că Traian Băsescu a câștigat acum 5 ani cu 90.000 de voturi. La sediul ACL Sălaj, toată lumea a fost pe baricade în așteptarea proceselor verbale de la secțiile de votare. Copreședinții ACL Sălaj, Radu Căpâlnașiu și Lucian Bode, au fost satisfăcuți de rezultat și au mulțumit alegătorilor, dar și echipelor de campanie ale ACL Sălaj. Mulțumim, sigur, suntem la momentul când s-a făcut rezultatul, s-au afișat rezultatele exit poll-urilor la ora 19. Așa cum, de fapt, au arătat, a avut loc o forfecare, sigur, la ore diferite după studiile făcute de diferite agenții, dar ceea ce este clar, faptul că Iohannis a fost pe creștere de la o anumită oră și a reușit să-l depășească pe Victor Ponta. Suntem convinși că rezultatul obținut este unul foarte bun și suntem convinși că a câștigat. A fost foarte multă lume, după cum s-a putut vedea, dornică de a merge la vot și asta s-a întâmplat și datorită emoției create, dar dacă cineva încerca să spună că un vot emoțional nu este valabil, cred că este mult mai valabil decât un vot cumpărat, cum s-a mai întâmplat. Din păcate, în special în Sud, și lucrul ăsta a fost contrabalansat de dorința românilor de a schimba. Felicitări în special tinerilor pentru faptul că au dorit schimbarea, pentru că își doresc un viitor și sperăm că acest viitor să se împlinească în perioada următoare cu Klaus Iohannis președinte. Vă mulțumesc și eu pentru că ați venit și în această seară aici la sediul de campanie a Alianței Creștini Liberale. Prudență, mulțumiri și bucurie. Acestea ar fi cuvintele care ar trebui să ne caracterizeze toate, tot ceea ce facem, în tot ceea ce facem în orele următoare. Prudență pentru că, așa cum am putut observa, rezultatul este unul foarte strâns, dar având experiența celorlalte alegeri, știm foarte clar, alegerile prezidențiale sunt puternic influențate de două lucruri. Vorbesc de rezultatele afișate la exit poll-uri. Sunt influențate de electoratul care se prezintă la vot în intervalul 19-21
care știm cu toți este un electorat preponderent de dreapta și sunt influențate de electoratul din diaspora, care, după cum știți, nu intră în măsurătorile exit, în exit poll-urile prezentate. Așadar, sunt condiții ca aceste măsurători să fie confirmate în orele următoare. Cu toate acestea, eu i-am îndemnat pe toți colegii la prudență maximă, la atenție sporită în toate secțiile de votare din județul Sălaj, în cele 312 secții, când vom avea rezultatul numărătorii paralele la nivelul județului Sălaj și sunt convins și la nivel național, vă vom anunța, cred, undeva în jurul orei 12. Al doilea cuvânt care ar trebui să ne caracterizeze pe toți în aceste ore este cel de mulțumire. De mulțumire pentru că românii au înțeles poate prima dată după 1992, când am văzut prezență de 60, 70, 80% în România, au înțeles, iată, după aproape 25 de ani, cât de important este votul lor. De mulțumire pentru cei care, într-adevăr, au fost eroi în turul 2. Eroi în turul 2 au fost frații noștri de peste granițele țării. Lor li se datorează în mare măsură acest procent, această prezență uriașă, care, trebuie să mărturisim și noi, este, și pentru noi este o surpriză, peste 60% prezența la vot. Acestor eroi vreau să le mulțumesc pentru că mesajele lor, atitudinea lor în afara granițelor țării a determinat ieșirea într-un număr atât de mare a românilor la vot în țară. Și nu în cele din urmă, felicitări, vreau să-i felicit pe toți sălăjenii care au înțeles să iasă într-un număr atât de mare la vot, peste 60% în estimările noastre. Și vreau să-i felicit pe colegii mei, pe colegii din Alianța Creștin-Liberală, care au avut o sarcină extraordinar de grea, practic am fost singuri împotriva tuturor și de această dată, la nivelul județului Sălaj. O să spunem mai multe lucruri în ședințele de, după ce vom face ședințele de analiză și vom prezenta cum s-au comportat unii din competitorii care au ieșit din curs în turul 2, dar declarativ au făcut un lucru, în teren au făcut cu totul și cu totul altceva.